Zinaida Ceban este o pensionară din Glodeni care primește o pensie de 850 de lei. Pensia pe care o primește și banii pentru perioada rece nu îi ajung să achite serviciile comunale. Femeia spune că a lucrat 40 de ani ca vânzătoare și a ajuns la cei 68 de ani cu o pensie mizeră, iar statul nu ajută cu nimic. De 30 de ani este singură, nu are copii și nici rude apropiate. Femeia spune că la această vârstă este greu să se deplaseze chiar și până la piață. Singurii care o mai ajută sunt vecinii și lucrătorul social. Pensie mitică, 850 de lei, dacă 850 de lei nu se ajunge nici de leacuri. Leacurile scumpe, uslujile trebuie să le plătești, uslujile tot e scumpte, așa că ne vârcolim, dar nu știm cum să ieșim, să trăim și noi ghine, dar ghine nu ducem dam la bătrâneț, cel mai greu e că statul nu mai se întoarnă și la noi cu fața să ne mai dea o leacă de ajutor. Că e greu de trăit, mai ales la pensionieri, ajutor de nicăierea. Doamna Zinaida spune că cel mai greu este iarna, când toți banii trebuie să-i dea pentru încălzire și consumul de energie electrică și este nevoită să se împrumute ca să procure produse alimentare. Iar datoriile le întoarce vara, făcând economie la procurarea medicamentelor și alimentelor. Iarna cum? Plătim câte o leocuțică și ajungem vara și tot plătim așa ca să ieșim din curcătură. Câte o leacă plătim și nu ne ajungem și rămânem flămânți. Te dăm și nică n-avem. Ajutor nu-i de nicăiere. Ne mai ducem, ne mai dau leacă de ajutor de la bolniță, în jumătate ne dau. Dar tot n-avem, că tăti tot nu le cumpărăm. E că eu numai azi am dat pe niște piluli, 5 piluli, am dat 72 de lei. 5 piluli, 72 de lei, pentru cioare am luat. S-a dus 100, 100 e dusă, dar pe ce s-o faci, nu știu. Trăim și noi așa, dăm cu și putem mai mult. Te duci la piață, tot e scump, te duci numai și te uiți și gata. Mâncăm și noi și este, dar mai ales la bătrâneț, când trebuie să mănânci un vitamin și ava o leacă mai bunișor, că dar organismul e slab, nu-i cum a fost la tinereță. N-ai pșișeț și te uiți și gata. Dar statul, măcar să mai ai o leacă de grijă pentru pensionieri, că sărașii tare greu o duc. Pensia medie lunară în Republica Moldova este de circa 1000 de lei, iar coșul minim de consum este de 1668 de lei. Menționăm că în țară mai sunt 640.000 de oameni care sunt într-o situație asemănătoare ca cea a Zinaidei Ceban.